Muzeul Dunării de Jos Călăraș vă invită și în acest an să fiți oaspeți la primele sărbători ale primăverii marcate de dragobete și mărțișor. Astfel, în zilele de 24-26 februarie și 1 martie, la secția Arheologie a Muzeului, de la demisolul Consiliului Județean Călăraș, se vor desfășura atelierele lui mărțișor, ateliere de lucru unde participanții vor realiza propriile mărțișoare. Programul se va desfășura între orele 9 și 12 pentru zilele de 24 februarie și 1 martie, iar între orele 9 și 13 pentru ziua de 26 februarie. Grupurile vor cuprinde maxim 20 de persoane, iar prețul de participare este de 2 lei de persoană. Datorită contextului epidemiologic actual, activitățile se vor derula respectând condițiile impuse de pandemia COVID-19. Toți participanții vor păstra o distanță de cel puțin un metru față de celelalte persoane și vor purta mască de protecție. Muzeul va pune la dispoziția participanților doar materiale dezinfectante. În același timp, nu vor putea participa la activități persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree.